Creștinii ortodoxi sărbătoresc pe data de 6 iunie Înălțarea Domnului, o importantă sărbătoare creștină care comemorează înălțarea la cera lui Iisus Hristos la 40 de zile după Înviere. Înălțarea Domnului reprezintă ultimul eveniment de viață pământească a lui Iisus Hristos. Biserica spune că această zi este la fel de importantă ca Paștele. De Spas, creștinii se salută cu Hristos a înălțat și adevărat s-a înălțat. Este ultima zi din an în care se mai vopsesc și se împart ouă roșii. Ouile se duc la biserică, iar la sfârșitul slujbei se dau de pomană săracilor. În ajun, gospodinele pregătesc pască. Potrivit cărților bisericești, după înviere, Iisus s-a arătat Apostilor timp de trei zile, după care s-a înălțat la cer de față cu ei. Semnificația înălțării nu este legată atât de fenomenul în sine, cât este o expresie a preamăririi cerești a lui Hristos. Învingând moartea, Hristos a început un nou mod de viață alături de Dumnezeu, pe care l-a pregătit și aleșilor săi. Înălțarea Domnului este sărbătorită la 40 de zile după învierea, în joia din săptămâna 6 după Paști. De sărbătoarea înălțării Domnului sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri. Astfel, în unele regiuni, în această zi, se îngrijesc de sufletele celor adormiți și se organizează parastai la cimitire. Se spune că e bine în această zi să fie lăsați liberi cai în unele zone joie de spas, fiind numită și Paștele Cailor. Potrivit datinilor, în această zi se pun frunze de nuc la poartă. Se spune că pentru a avea recoltă bogată, semănătorile se fac până la ispas.